votat pentru Partidul Democrat. Am votat pentru unicul partid care, prin ordinea și disciplina adusă în instituții și în țară, prin politicile economice promovate de noi, a reușit să aducă în bugetul țării cu 15 miliarde de lei mai mult decât au făcut-o guvernele precedente. Pentru ca Moldova să nu mai nimerească pe mâinile partidelor de opoziție incompetente care vor să vină la guvernare, să stopeze indemnizațiile și ajutoarele, să micșoreze salariile și pensiile, să închidă din nou școlile, cum am mai făcut-o anterior, și să arunce în general țara în haos și sărăcie.